Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Hagi Tudose. Dincolo de crucea de piatră, de-a stânga șoselei Vitanului, se ridică biserica Sfânta Troiță, mândrețe de biserică. Ce zugrăvel pe dinăunduri și pe din afară, cum arar se mai pomenesc numai la bisericile din vechime. Dar de ascuns la troițeni, mai cu seamă la cei bătrâni, te apucă amețelile când încep ei să-și ridice biserica în slava cerului. Mă rog, nu am atâtea degete la amândouă mâinile, câte minuni se află în sfântul locaș. Și când se încurcă, se fac foc bătrânii troițeni, ba își mușcă degetele la numărătoare, căci iată cum au apucat ei să numere minunile. Ridică amândouă mâinile în dreptul ochilor, ți le vâră sub nas cu degetele răsfirate, apoi la fie ce laudă zice una la mână și moaie câte un deget în gură. La înfierbânțeală uită că degetele sunt ale lor și le mușcă. Și vorba se preface în supărare, supărarea în ceartă și cearta în gâlceavă. Cum să cază ei la învoială? Fiecare vrea să laude și să numere numai cum vrea el, iar nu cum laudă și numără ceilalți. De cumva nu ești din partea locului, 3-4 bătrâni, care de obicei ascultă cu gurile căscate și cu șepcile pe ceafă la cântecele copiilor din școala vestitului dascăl Nicuță, cum te-or zări, te simt ca niște copoi că ești străin, că n-ai mai văzut biserica lor. Își freacă mâinile, toșesc, își dreg glasul, apoi, rara, rara, cu niște pași lungi și semeți, îți ies înainte, îți caută prilej de vorbă, toți cu aceleași cuvinte, cu aceeași tărăgănire de glas și cu capul dat pe spate. Ei, flăcăule, de pe unde? Ce vânturi? Pe la noi ai? Și de ce? Ce zici de biserica noastră? Nu, mă rog, ce crezi dumneata că nu o să stăie în cap? Te împinge păcatul să spui ceva de sfinții uscați și drepți, unii cu surițe, alții cu paloșe, unii călări, alții pe jos și cu mâinile așa de încrucișate pe piept că palmele le ies afară din trup? Pe loc bătrâni își ridică pulpanele jubelelor în cingătoarea de prisă roșie și-ți suflă cuvântul din vârful limbii. Ei, puișorule, sunt zugravi, grozav de tot. Am văzut și noi. Am prea văzut cum o dau în păgânește și stoarnă la sfinți cu ochi de om, cu mâini și picioare ca șale noastre, dar de, vezi dumneata, sfinții ăștia, așa cum am apucat noi de când am deschis ochii, sunt adevărați sfinți. Voi, tineri de azi, la legi umblați cu șoalda, la scris cu șoalda și la sfinți tot cu șoalda. Așa m-au judecat și pe mine și nu-i mai uita mai ales ochii mici și vărgați ai ctitorului, care îmi tălmăcea zugrevelile înfingând degetul arătător asupra sfinților și oftând parcă ar fi voit să plângă vremile apuse și credințele de odinioară. Erau 4. 3 cu jubele lungi, cu șepci cu cozorace de lac, crăpate și șterse de lustru. Jupân Hagiu purta pe umeri o scurteică de elastic, galbenă, spărăcită, pătată de un de lemn și picată cu ceară. Ctitorul vorbea mereu, iar ceilalți 3 îmi râdeau un obraz, ca și cum mi-ar fi spus, dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul nostru, că a văzut multe și a pățit și mai multe. Uite, îmi zicea ctitorul mâniat, ce poftești? Nu-ți place Sfântul Gheorghe? Ce vitejește, stă pe cal? Și cum omoară balaurul spurcat, parcă ar ucide un vierme, nici nu se închisește. Ia ca și mucenicul Mina, cum își bate joc de necuratul. Da capul arhiereului Nicolae, ce mândrețe, ce curățel și frumos bătrân. Ei, nenișorule, o să trăiți și cu dal de astea nu o să vă mai întâlniți. În ziua de astăzi, vardie națională cu cos de cocoș muiate în băcan și barabance și triuliu-liu-triu-triu la dreapta, la stânga, drepți, iar sfintele locașuri rușine. Ctitorul abia răsufla roșu ca para focului. Mă hotărâsem să tac. În ușa amvonului, draci cu gheare de 3 ori mai lungi ca degetele, oameni cu părul vulvoi, îngeri slabi și lungi și mai presus de toți, bunul Dumnezeu pe nori cenușii rotocolit cu un curcubeu. Ctitorul nu se mai putu stăpâni. Ridică mâinile, mânecile îi se adunară în numeri și începu ascuțindu-și glasul. Nu vezi cum s-agață demonii de talerul drepților, dar ei tot mai sus, tot mai sus la cântar, căci o faptă bună ridică de la pământ 2 dragi și mai bine. Nu vezi că ăștia și-a păsă degetul pe un șir de oameni dezbrăcați și albi ca varul, care o porniseră spre rai. Au fost buni, milostivi și n-au revenit la ale altuia și n-au zavisit și n-au furat și n-au luat numele Domnului în deșert și n-au avut 9 băieri la pungă ca în ziua de azi.
Hagiu plecă capul în jos, strângându-și poalele scurteci. Doi din bătrâni iar zâmbiră și iar înțeleseră cu zâmbetul lor și ret: bine mai vorbește, ctitorul. Dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul, că te face puzderie. Iacă, urmă ctitorul, iacă și bogații nemilostivi, cum se duc în focul ghienii, cu psaci în spinare, dășelați de aur și de argint. Hagiu tuși, trase cozorocul șepcii pe ochi și întoarse spatele judecății de-apoi. Strângeți-vă, vă, comori în ceruri, strigă ctitorul, amenințând cu pumnul pe bogații nemilostivi, care se duceau liniștiți în iad. Strângeți-vă vouă, comori în ceruri, că-și mai lez ne va trece funia corăbie prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor. Ctitorul rămăsese cu pumnul încleștat deasupra zidului. Ceilalți doi își descoperiseră capul, își făcură cruce îngânând: Doamne, Doamne, mare și milostiv ești, Doamne! Jupân Hagiu o șterse binișor, binișor și se făcu nevăzut. Fugi, Hagiu, fugi! Nu-i vine la socoteală, începu iar ctitorul. Nu dă un sfanț la cutia bisericii. Ctitorul ținea mult la cutia bisericii. Și acasă n-o moldă galben bătut și ferecați. Îngroapă mereu cazanele și n-are decât o repoată pripășită pe lângă dânsul de când a plecat la Agealâc ca să-i păzească coștoroaba. Și nu mărită fată mare, nu sleiește un puț, nu dăruiește un crâmpei de salbă iconostasului unde se miruiește ca ea fadă el. Și vorba iar se încinse ca focul. Să dea Hagiu? Hagiu să dea? Dar nu l-ați văzut cum mișină prin cârcium și băcălii? Zise ctitorul. Intră într-una, ia binișor o măslină, o aduce la gură și o strecoară între gingii, fol, 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 o mestecă. E, cum dai măslinele, dragă, cu tare? Atât. A, scump, scump de tot la așa vremuri, vremuri grele. Și pleacă, intră peste drum. Șterpelește icrele de cosac, rupe bucățică, îi face vânt, pleasc, pleasc. Cum petreceți icrele? Atât. O, scump, scump, vremuri grele. Și pleacă. Se duce la pastramagiu din colț. Ia să vede, vericule, cum ți-e marfa, că nu mai dau pe la cutare. Ia o feliuță, îi face de petrecanie. Cum o dați? Pe parale și atât. A, și va scumpi de tot, s-au dus vremurile, vremuri grele. Și pleacă, îi e sete. Intră într-o bragagirie. Ei, să guși ce bași bujuc aveți. Suge un fund de tinichea gheorci, gheorci, gheorci. Mamă, zeamă de aguridă. Cinsubea, cinsubătească vremuri. Și pleacă. Așa mănâncă și se răcorește și pe el îl dau bani afară din casă. Și bătrânii hi-hi-hi, ho-ho-ho, hi-hi-hi, râd cu lacrimi, năpustindu-se în vorbă care mai de care, mai și red la cuvânt și mai subțire la coada ochilor, răsucindu-și stropii de mustăți, întorși ca niște colți albi împotriva nasului. Ca râmbii cizmelor, de când era flăcău. Îi se scâlcie tucurile, le bate singur câteva flecuri. Pe mine, de câte ori mă vede, dă-mi o pusie de țigare că-mi uitai păpușa acasă. Așa a uitat acasă, ce a uitat? Bea pe liniță. O adună vara, o usucă, o freacă în mâini și o așează în lacră. Bea toată iarna și tușește să-și dea sufletul. Dar v-ați uitat pe sub scorteica Hagiului, zise ctitorul râzând și ciupindu-și mustățile. Nu? Bine, să vă spui eu. Într-o zi după slujbă, stam de vorbă, mai mulțin și câteva cucoane. Hagiu se uitase într-un jeț, pândea o prescură. Paracliserul, un drac și jumătate, îi arătă jos înaintea noastră o firfirică de 14 și zise: Jupân Hagiule, mi se pare că dumitare ți-a căzut la miruială. Hagiu sări în capul oaselor, se apropie de firfirică, o țintui cu ochii, că să-i fi dat cu piciorul n-ai fi mutat-o deloc. Întinse mâna, când se aplecă de jumătate, pe noi din spatele lui, bărbați cu coane, ne bufni un râs strașnic și râs și râs și râs. Hangiu își uitase acasă turul pantalonilor. De râsul nostru ne îndrăzni să se aplece până la firfirică, se uită lung la dânsa și cu lăcrimile în ochi ieși din biserică mormăind: a mea era, era a mea. Paracliserul știa de la nepoata Hagiului că Hagiu de 10 ani taie din turul pantalonilor ca să-i crâpească pe unde se cosesc. Scurteica fusese încă atât de lungă, dar o scurtase mereu din poale ca să încăputeze mânecile. Fum pe coșul Hagiului nu s-a pomenit. Ridice viscorul nemeții până la streșini. Apele să înghețe tun, treaba lor. Hagiu nu vrea să știe de crapă pietrele la gerul bobotezii, nici dacă în iulie turbează câine de căldură. Iarna tremură, vara gâfâie. Toată viața lui, de câte ori nepoată s-a trăind aciolată pe lângă dânsul, îi pomenea la Crăciun să taie și ei un porc ca tot creștinul. Bătrânul răspundea: îmi face rău, nepoată s-aud guiți, îmi face rău, că așa sunt eu, milos.
Pe cumpără-l nene tăiat, gata. Dacă așa îl aducea din cuvânt Leana, înghițind în sec cu gândul la șorici, bătrânul răspundea liniștit: un porc, carne multă, să strică, două guri suntem. Venea paștere. Nene, să înroșim și noi ouă. Ce prostie, ouă roșii, nu-i mai bine să le mănânci proaspete, ouă roșii, ouă stătute. Păi să roșim puțin tele. Păi de roșim puțin tele, ardem focul degeaba, cumpărăm dasuri de abăcanul, cheltuială zadarnică, vremuri grele. Dar o ciozvârtă de miel. Miel? Ce fel miel? Cum miel? Miroase a oaie, paștele prea în vară. Ce pustie adevăr, nene Tudose, nu vezi că plouă și fulguiește? E, fulguiește, fulguiește. Tu nu vezi că nu ține? Unde ține? Cum? Cade, se topește. Eu mor de căldură. Of, of, of. Păi și eu mor de frig. Mor de frig. Crepi. Așa te-am pomenit. Lacomă, nemulțumitoare. Leana tace și înghite în sec. E săracă, n-are pe nimeni. Tace, că bătrânul de semânie strigă, tântește ușile, apoi se aruncă în pace și se vaite până la miezul nopții, uitând să-i dea și ei de pâine. De mic copil, Hagiu fusese un copil cu minte și așezat. Nu îi se auzea gurița, nici pașii, nu rupea pantofii, nu-și hărtănea rochița. Pe ce punea mâna, punea bine. Ajuns calfă la găitănărie, vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi. De când eram doșchioapă, pricepusem lumea, le zicea el. Înțelesesem bine de tot că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpân dacă o pui deoparte. Și dacă mama îmi dădea un ban de trei ca să-mi iau un simit, eu mă uitam în ghiozdan. De aveam feria de pâine, sănătate bună, aveam ce mâncă. Nu te satul cu pâine? Ce-ți trebuie simiți? Și puneam banul bine, și un ban peste altul fac doi, peste doi dacă pui altul fac trei. Râdeți voi, râdeți, dar vânturați banii în mâini și veți simți ce răcoare ține când vă e cald și ce cald când vă e frig. E destul să te gândești ce poți face cu banii ca să și guși bucuria lucrurilor pe care nu l-ai cumpărat. Ai simțit bucuria? De ce să-l mai cumperi? Râdeți voi, râdeți. Pe ce lucru poate fi mai luminat ca un jăratec de galben întins pe o masă? Voi râdeți, râdeți cu hohote. Niște risipitori, în viața voastră n-o să gustați adevărata bucurie. Într-o zi, o calfă, văzându-l cum tremură și cum i se aprind ochii când vorbește de bani, i-a zis în glumă: strângi tu, băiete, strângi, într-o zi, pe aici le-e drumul și iai de unde nu-s. Tudose, la așa nelegiuire, s-a ridicat în vârful picioarelor, a încleștat pumnii, i-a adus la gură și a strigat închizând ochii: numai de veți vârâ tot pământul în buzunar, numai atunci veți fura și banii mei. Așa să știți, așa, că n-am bani, n-am chioară lăscaie, pe așa vremuri nu poți să ai. În sfârșit, Tudose muncea, strângea, nu bea, nu ochea pe mahala, mânca pâine cu bragă. După 10 ani, a ajuns la parte. După alți 5, tovarăși pădându-o cu stăpânul său. În primii ani de tovărășie, slăbise, îngălbenise, îmbătrânise la 30 de ani. De frică și de griji, bolea pe picioare. Fostul său stăpân îl lua la masă cu el ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mânca, oșor peste oșor și nimic pe oșor. Se mai întremase. Erau cu toții la iarbă verde, sărbătorind și udând cu pelin ziua de 1 mai. Jupânul i-a aduse vorba: Tudose, nu vrei tu să-ți găsesc o fată bună de treabă, cu ceva zestre? Ei, și știi, un copil, doi, ai pentru ce trăi. Nu se poate, jupâne, nu se poate. Femeia, copiii, cer de mâncare, veșminte, învățătură și n-am de unde. Ce brumă am, sunt în negoț și banul de negoț este al oricui, iar voi să te înșele. Tudose, băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău. Ceas rău? Își strânse fermeneaua la piept, apoi mormăi pe gânduri: nu se poate, jupâne, nu. Copiii cer pâine, îmbrăcăminte, învățătură și femeia, rochii, plimbare, scurteică de Tibet, fuste în gherghef. Nu se poate, jupune, să mă crezi că nu. Oh, ce fericire pe Hagiu când rămase singur stăpân în brăvălie. În prima zi l-apucă căldurile, obrajii ardeau, capul îi se încinsese, ochii lusturau. La ceas, la ceas, ieșea din prăvălie să o privească pe din afară. Îi da târcoale, îi cerceta încăperile și zidurile cu damănuntul. Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce privirile până peste acoperișul ei. Prăvălia era copilașul rume și frumos. El, părintele fericit că are pe cine mângâia. Prăvălia, femeia fermecătoare. El, nebunul care îi da în genunchi, cu ochii închiși și cu inima speriat.
I s-a izbândit visul, singurul vis pe lume, a rămas singur. Ale lui sunt sculurile, jurubițele și ghemurile de găietane, ale lui războaiele, rodanele și maldrele de lână. Numai el singur deschide teșgheaua, numai el singur tocmește, face prețul și primește, numai în mâna lui banii frumoși și rotunzi. În prima seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici la fite ce mișcare. Încet, încet, încetinel, că ușile nu sunt de fier. Ia seama, trântavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier. Nu trânti obloanele, ponivosule, că nu sunt de fier. Încet, încet, cu lacătele, mototorule, că nu sunt, și dacă sunt, au broască, au meșteșug, costă parale. De 10 ori se întoarse din drum ca să mai privească o dată, încă o dată, prăvălia. La urmă o privi lung, îi surise, îi se umplu ochii de lacrimi și plecă mormăind. Mititica, tristă și ea, cu obloanele în jos, cu ușa închisă, ca un om care a închis ochii. Să crapă de ziua, face ochii mari cât geamurile și parcă vorbește, momind petrecător să intre, să-i dea o bună ziua și să-i târguiască câte ceva. Lingușitoarea! Cu capul în jos, ciulind mustățile, ștergându-și sudoarea de pe frunte, iuțind și muind pașii, mestecând și tușind, se duce acasă. Vorbește. Se vede în luptă cu ceilalți, cu ucenicii, cu calfele, cu mușterii mărunți și cu toptangii. La unii surâde, unora le strânge mâna, cu alții se ceartă, la urmă se împeacă cu toți, îi atrage, îi mămește, îi înșală. Obosit, ajunge acasă. La răspântea din care se desface drumul spre calea vergului, se piturește căsuța hagiului în mijlocul unei grădini stufoase. Deschide ușa tinzii. O încuie grabnic, intră într-o odaie mică și întunecoasă, aprinde o lumânare de seu, se așează pe pat, își ia capul în mâini și își rază coatele de genunchi. Pereții sunt cojiți și galbeni, grinzile tavanului negre și prăfuite, icoanele cu sfinții șterși, patul de scânduri acoperit cu o pătură lățoasă, vărgată cu alb și vișiniu, două perne de paie la perete și una de lână îmbrăcată într-o față soioasă, pe jos pardoseară de cărămizi reci. Odaie tristă, întunecoasă, un mormânt pe-ai cărui ochi de geam, ca un sfert de hârtie, ți-ar fi frică să privești, de frică să nu vezi morții odihnindu-se cu fețele în sus. Hagiu tresări și suflă în lumânare. Costă parale. Mă gândesc eu și pe întuneric. O, Doamne, Doamne, ce bun ești, ce înțelept ești! De n-ar fi soare, câte lumânări mi-ar trebui să arzi ziua în prăvălie? Ce cheltuială, ce cheltuială! Abia se rungi în pat și gândurile începură întâi blânde, prietenoase și apoi îndoielnice, posomărâte. Bine că a rămas singur stăpân în prăvălie. Jupunul era bun, era cinstit, dar de două chei la o teșghea, două mâini în parale, 20 de degete în firfirici, 4 buzunare și 2 socoteli, cine știe. Din greșeală, banii sunt mici, ușor îți scapă printre degete, ba în buzunar, în pungă, în căptușa la hainii. Stăpânul să era bun. Era cinstit, dar ierta de multe ori pe calfe, pe simbriași, pe ucenici când rupeau și spărgeau prin prăvălie. Veneau un cercetor, 20, hai să le dăm că avem copii. Da, dar el n-avea copii. Da, dar jumătate din acei bani aruncați erau munca lui, erau banii lui, erau mângâierea și fericirea lui. Unde pui hainele pe care le cumpăra cu dasila, lumânările de paște, discurile, miruiala, căci îl ducea de guler la biserică, da cutia bisericii de care era spaimă. Socoteală limpede. Masa, creditul și numele stăpânului său produceau mai puțin ca mila stăpânului, hainele pentru masa stăpânului, evlavia stăpânului și nepriceperea stăpânului la vânzarea găitanului. Hagiu se rostogolește în pat. Prea e fericit, nu poate dormi. Râde și oftează. E deștept și visează. Ce vis, ce vide, nu s-ar sfârși. Dacă aci în zăduf și întuneric ar sta în picioare, și banii ar crește ca o revărsare de apă de la tălpi în sus până peste creștetul capului? Oh, ce fericit ar fi Hagiu! Înainte să-și dea sufletul, ar vedea fața și veșnicia lui Dumnezeu. Moartea să aibă coasă de aur, el și-ar înfige amândouă mâinile în tăișul ei. Picături de ploaie bat în geamurile Hagiului. Hagiu tresare. Nimeni. Se șterge pe frunte de nălușală. Răsuflă greu, ca un suiș de deal cu o povară în spinare. Îi bate inima,
Visul unei morți fericite i s-a prefăcut într-o viață de spaimă. Picături grele izbesc în geamuri. Gândul că ar putea să-l jefuiască cineva îl face să sară din pat. Aprinde lumânarea ei. E galben ca ceara. Părul nepieptănat și lung iatârn în vițioane pe ceafă și pe frunte. Se uită la icoane, se închină și aduce aminte de Dumnezeu. Firește că se gândește la el. Se gândește că suferă pe pământ din cauza leneșilor și atâlharilor. Lui nu i-ar fura o bășică cu 10.000 de galbeni îngropați sub cărămizile de supat, ci l-ar fura de 10.000 de ori. I-ar fura sufletul turnat în fitece galben. El niciodată n-a priceput ce este 10, 100, 1.000. Astea sunt vorbe. Sunt numere pe răbojor, pe hârtie. În 10 galbeni este inima lui de 10 ori. Într-100, inima lui de 100 de ori. Într-1.000, inima lui de 1.000 de ori. În 10.000, el nu vede un purcoi de galben, ci 10.000 de copii ai lui, fiecare cu chipul și cu viața lui. Iacă de ce se gândește la Dumnezeu. S-a prins candela. Deși milostivul ar trebui să vază și pântuneric, zice Hagiu și se ridică tremurând în dreptul icoanelor. Scoase binișor paharul din candelă, îl puse pe pat, stoarse și îndreptă firul de iască, turnă în păhărelul murdar un de lemn dintr-un urcior, măsură cu ochii roata unde lemnului. Undești de unde lemn? Undești? E prea mult. Risipă, se revarsă de ziua. Cum o să mai vază tot țiitorul o limbuliță gălbuie când soarele o potopi lumea cu lumina lui? Puse paharul pe un taler de pământ și turnă apă. Unde lemnul se scurse în taler, rămâind în pahar un rotocol de o muche de cuțit. Se vâră în pătură. Candela sfârâi și trozni. Hagiu amețit mormăind mustăți. De ce o fi trăznind? Semn rău. Am turnat destul de lemn. De ce o fi trăznind? Dar nu mi-ar arde prăvălia. Așa petrecu viața Hagiu până la bătrânețe. Un șir necurmat de chinuri fericite, nebăgând nimic în el, nepunând nimic pe el, fără foc, fără fiertură, neiubind pe nimeni, tresărind când umbra îi se încurca în picioare, închizându-se ziua cu zăvorul în casă, robotind nopțile în odaie cu o lumânare de seu în mână, ca o stafie uscată. La bătrâniță găitănăria nu mai mergea. Desfăcu prăvălia, vându tot. M-am ales și eu cu o pâine, după muncă câinească de la 8 până la 60 de ani. Dar în acest bătrân, pentru care prietenii, copiii și nevasta erau banii agonisiți și ascunși, un singur gând mai presus de orice îi turbura fericirea. Dumnezeu vede toate, plătește toate, vede toate. Cum vede? N-am furat pe nimeni, n-am luat banul nimărui. Vede toate, plătește toate. Icoanele și vorbele din biserică îi se deșteptau în minte. Ce strică bogatul nemilostiv dacă nu fură și nu bate pe nimeni? Păi dacă bogații ar da în fiecare zi la săraci, săracii s-ar îmbogăți și bogații ar sărăci. În ce ar fi Dumnezeu mai câștigat? Trupul lui n-a voit femeie. Buzele lui n-au avut copil de sărutat. Pântecele lui n-au poftit la mâncări grase. Și o veșnicie toată să nu vază fața luminoasă a idolului său. Într-o zi bătrânul, nemai putând răbda aceste gânduri, s-a hotărât. Da. Am să mă iau bine cu să văd locurile sfinte. Ce jertfă ar putea întrece jertfa mea? Locurile sfinte, lemn sfânt, cei care nu se duc, se poate vinde lemnul sfânt. Acolo toate pădurile trebuie să fie sfinte. Și bătrânul s-a dus în Hagealăc și s-a întors aghios, hagiu, sfânt, dar mai soios de cum plecase. Și tuturor, de câte ori îl întrebau cum e pe acolo, strecura vorba de minunile lemnului sfânt. Văzuse el cu ochii lui leproși vindecați cu lemn sfânt. Le atingea rânile cu o bucățică mică mititică de lemn și rânile se închideau și pielea se netezea pe unde fusese carne vie. Un pusnic a trăit 10 ani fără să bage nimic în gura lui, mirosind lemn sfânt. Unui nebun i-a venit mințile la loc cum l-a atins cu lemn sfânt pe frunt. Povestind așa minunile și închinându-se, Hagiu a vândut lemn sfânt bătrânilor, babelor și văduvelor. De multe ori, Hagiu, vesel că s-a pus bine cu Dumnezeu și fericit că și-a întors paralele cheltuite cu Hagealăc cu bama și câștigat, bombănea uitându-se în toate părțile. Ce negoț, ce dar aver, ce băneț ar face! Lemnul sfânt merge găitan. Acum 40 de ani o prăvălie cu lemn sfânt ar fi fost un potop de aur.
Astăzi lumea începe să fie rea, credință puțină. Oh, Doamne, Doamne! Și Hagiu își făcu cruce că lumea se duce la pieire. Pustiile de bătrâneți sunt grele. Tu se-l apucă mai des și-l ține mai mult. Sângele nu mai rabdă gerul. Aducerea minte se împuținează. Deseori se ceartă el cu el. Ba sunt 8.000, ba sunt 10. Ce fel 10? Atunci dincolo sunt 8. Așa nu se poate, aseară i-am numărat. Și auzul cam las. De vorbește mai tare, se aude, se sperie și se uită în toate părțile. Na, Hagiule, capse, strici cât te ia gura, parcă cine știe ce-i fi având. Ia, can, n-ai, ești s-o reagripit. Iar în mintea lui, am ceva, dar e mai bine să zic că n-am chioară para. Până la 80 de ani, nu i s-a întâmplat nimic serios Hagiului. Nu l-a durut un dinte măcar. I-au căzut toți de bătrânețe, pierzându-i pe unii în coaje, pe alții în miez de pâine. Tocmai în ăsta an se puse o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. Pe geamurile Hagiului înflorise gheața cu frunze mari și groase. Degeaba se încurca nepoată sa să facă ochiul în geam. Rotunjea biata fată gura, sufla din toată inima, se croia câte un rotocol, dar se prindea la loc. Suflă mai cu inimă, Leanu, strigă Hagiu, cocoloșit într-un colț al patului. Suflu, nene, Hagiule, suflu, dar mă taie frigul și mi-a înghețat răsuflarea, răspunse nepoată sa tremurând cu o cergă în spinare. Ar trebui să-mi dai de lemne, că înlemnim până mâine. Cum? Lemne acum, pe frigul ăsta? Pe așa frigul, o cioclă de lemne costă un galben, un galben! Leana plecă bombănind în odaia de alături. Hagiu rămase singur. Trist, întuneric și frig. Vântul se repede pe coș, rece ca gheața și nu găsește în vatră nici cărbun, nici cenușe. Hagiu tremură și morfolește o bucățică de pâine. Fior recii trec prin șirea spinării. Nu-și mai simte picioarele din tel până la genunchi. Zăpada se ridică până la geamuri. În toată mahalaua nu se aude nici om, nici câine. Hagiu adoarme, mâhnit că dacă iarna va ține tot așa, nu mai duce fără lemne. Și ce scumpe trebuie să fie lemnele! Așa e, o să iasă din iarnă sărac lipit. A adormit, se mișcă, se învârtește, toată noaptea visează că se prigorește la un foc mare. A doua zi nepoată s-a găsit pe jumătate înghețat. Abia putu să zică, Leano, foc că mor. Și întinse un bănuț de aur închizând ochii. Îi fur rușine ca să nu-l vază acel ochi de aur, cu câtă ușurință îl aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros. Focul pâlpâie în vatră. Mormântul dejeratic dogorește și aruncă un polei cald și rumen pe peretele din față. Tavanul trosnește și zidurile asudează. Leana, cu picioarele goale până la genunchi, se părpălește în gura sobei. Bătrânul a ieșit din pătură și e cald și îl ia cu fiori. Picioarele-i tremură, e lihnit, îi cere inima o ciorbă ca niciodată în viața lui. Ce pui atâtea lemne? Prea multe lemne, Leano, n-auzi? Și tot mi-e frig. Prea multe lemne. Mi-e foame. O să dai foc casei. Ah, pâinea nu mă mai satură. Picioarele nu mă mai țin. Voi fi bolnav, răspunse Leana. Să chem pe cineva lângă spițărie, e un doctor. Să nu calce nimeni în casa mea, strigă Hagiul. Cât scrie doctorul pe hârtie, nu plătești cu viața toată. Sunt sănătos, vainic, mai bine ca oricând. Dar voi însă umbre, căzut pe pat zicând, o, da, niciodată n-am fost mai bine. După 3 zile de friguri, Hagiu se scură din pat, uscat și galben, cu ochii duși în fundul capului, cu părul lung și ciufulit. Leana îl întrebă încetişor dacă n-ar vrea ceva. Aș vrea, răspunse trist Hagiu, aș vrea o ciorbă de găină. Cu nițică lămâie, lămâie e scumpă. Câteva boabe de sare de lămâie. Și vezi găina să nu fie prea mare, mică și grea. Pe seară, Leana întinse în mijlocul patului un ștergar. Pe ștergar o strachine cu ciorbă caldă. Aburii se ridică din strachină. O aripă galbenă iese din zeama presărată cu steluțe de grăsime. Pe buzele străchinii o lingură de cositor. Alături clondirul cu 2 degete de vin, cu dop de hârtie. Hagiu privi cu lăcomie, se șterse pe frunte și zise cu o nespusă părere de rău. Ai, ce poftă de copil! Se văzut topind el cu mâna lui bulgări de aur, turnându-i în strachine și sorbindu-i cu lingura. Se apropie de pat. Începe să mănânce. Plescăii își șupse gropile din obraj. Se încruntă și acoperi ochii cu sprâncenele, se restilea Leana aruncând lingura. Una de lemna s-a ecoclită. Leana, revenind la ciorbă și înghițind în sec, ieși afară și aduse una de lemn.
Hagiu începu iarăși a sorbi zgomotos. Se scutură și scuipă de mai multe ori. Ia ciorba, daci! M-am săturat! Simți pe gât o cocleală acră, sărată, un miros de suferit, ia-o, fugi cu ea! Nu vezi? Nu vezi? Îmi sorb viața! Leana luă strachina și ieși. Hagiu își trânti capul pe pernă de paie. Trupul lui o flacără, ce friguri! Sub el se deschisese ca o mare fără fund și se ducea adânc, adânc, tot mai adânc, și pe gât gustul aurului, sângerii viu al aurului. Nefericit, părinte, gustase din carnea copiilor lui, ciorba îi mirosise aur. Când Leana intră în odaie, el se ridică în coate și strigă, stinge focul, să dai cărbunii și cenușa înapoi, aruncă ciorba și să dai fulgii și bucățele înapoi, vreau banii pe jumătate, dacă nu toți. Și început să plângă în hohot. Unde ucigaș nebun, nelegiuit, în veci n-o să te saturi. Leana, înmărmurită, se uită la el. Tocmai atunci se auzi miorlăind la ușă Cotoiu, tovarășul ei de foame și de tremurat, singura ființă care o mângâie și pe care o mângâie. Leana cărpă ușa. Hagiu se uită speriat și, văzând Cotoiu strecurându-se pe ușă, se răsti. Să-i tai coada! Să-i tai coada! O coadă de un stânjen până să intre să răcește odaia! Să cheltuiesc eu pentru el? Unde-i toporul? Am să-i tai eu! Se ridică în picioare. Picioarele tremurară, se îndoire, trosniră din încheieturi. Hagiu se curmă de mijloc, deschise ochii mari și roșii, căscă gura și căzu pe spate. Leana, speriată, fugi afară, închinându-se. S-a înnoptat. Ea pândește la ușă. Tremură și inima îi se bate. Ar vrea să intre și spaima că e mort ori nebun, o îngheață. Vântul fluieră în strașina casei. Zăpada la troienit ușa pe din afară, întinde-i fric și întuneric. Pe ramizul nopții se păru că în odaia Hagiului se târăște cineva de-a bușile. Ascultă. Auzi de slușit un sunet de bani. El e. N-a murit, șopti Leana. Banii îi prelungesc viața. Săracul nenea Hagiu. Liniștită puțin, dibui pentru neric clanța de la odăița ei, deschise ușa binișor și se duse să se culce, tânguind încet pe nensul Hagiu. Săracul, ce bogat este! A doua zi de dimineață, Leana, intrând în odaia Hagiului, îl găsi numai în cămașe, în cămașa sa petec de petec, trântit cu fața în jos pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea pe un purcoi de lire, cu ochii închiși. Cum îl văzu, începu să plângă. Da, ca prin minune, trupul Hagiului se cutremură. Banii sunară de-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul, deschise ochii stinși și îndreptă ca niște sticle reci asupra Leanei. Bolborosi câteva cuvinte nedeslușite, mușcă în vânt cu gingiile albe și izbuti să slomnească. Nu te uita! Închide ochii! Ochii fură! Închide ochii! Căscă gura, limba ei se mototori în gât, capul îi căzu într-o parte, picioarele îi se lungiră, mâinile îi se înfipseră în bani și a dormit de veci cu ochii deschiși și țintă asupra Leanii. Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte se vedeau rotocoare de bani. Și au rupt pleoapele de sus și ochii lui spăimântați nu s-au închis. Leana l-a îngropat cu alai mare. 10 popi, arhiereu, oranist, colivă, steagul bisericii Troița, flori, lumânări, zăbranice. Leana privind zicea, ce frumusețe, bine de el. La capul lui mergea Leana. După ea, câțiva bătrâni cu ctitorul la mijloc. Unul din bătrâni întrebă pe ctitor, ce bani a lăsat? 1 milion, răspunse ctitorul. Cât faci 1 milion? 1 milion? De 10 ori cât 100.000. Săracu Hagiu! Dacă ar vedea el cum se cheltuiește cu mărmântarea lui, ar muri, răspunse unul din bătrâni. Și oranistul, tretănându-și ceaprazurile de fir, intră în curtea bisericii. Mai multe glasuri s-auziră în depărtare. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire.